Crește din nou numărul ucrainenilor care intră în România. Potrivit ultimei raportări făcute de ITPF Sighet Marmației, în ultimele 24 de ore au intrat în țară prin Vama Sighet 1662 de persoane cu 179 de autoturisme. Din cele 1662 de persoane, 1195 sunt cetățeni ucraineni. La nivel național, în ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră au intrat în România 96.895 de persoane, dintre care 10.732 de cetățeni ucraineni, în creștere cu 16% față de ziua precedentă. De la declanșarea acestei crize și până ieri la nivel național, au intrat în România 1.261.713 cetățeni ucraineni. În continuare, controlul la frontiere la intrarea în România prin punctele de trecere a frontierei se derulează cu operativitate în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare. Măsuri de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei au fost dispuse și la granița terestră, fiind suplimentate echipajele care derulează misiuni în zonele de responsabilitate. Se acționează în sistem integrat cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, în vederea unui schimb operativ de date și informații, precum și de adoptare în comun a măsurilor necesare pentru gestionarea cazurilor apărute.